Bine v-am găsit! Astăzi vom încerca să învățăm câte ceva de la o altă femeie. O femeie care a făcut un lucru deosebit. A turnat mir pe capul Domnului Isus. Poate un gest nepotrivit, neînțeles în zilele noastre, dar un gest care a arătat prețuirea ei față de Domnul Isus. Evangheliile relatează două scene diferite. Nu știm dacă a fost aceeași femeie sau nu. Într-una dintre evanghelii nu ne este dat numele ei. Ni se spune doar că o femeie, când Domnul Iisus stătea la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat. Într-o altă evanghelie ni se spune că Maria, sora Martei, este cea care a făcut acest lucru, dar nu este scopul nostru să dezbatem care dintre femei a făcut, dacă au fost două femei diferite, a fost una și aceeași femeie, ci să ne uităm la gestul în sine. Deși ceilalți au considerat că lucrul acesta este o risipă și gestul femeii față de Domnul Iisus nu și-avea locul, Domnul Iisus o apreciază. O apreciază pentru dorința ei de a face acest lucru, pentru curajul ei și pentru, inclusiv pentru risipa ei. Pentru că ucenicii se gândesc, vai, de ce are rost toată risipa aceasta? Poate nu și-are rostul, pentru că mirul acesta s-ar fi putut vinde și banii dați săracilor, dar Domnul Iisus apreciază risipa ei de dragoste exprimată în acest fel, spunând că fără să știe, ea pregătește trupul meu pentru îngropare. Și mai mult decât atât, el ne spune că oriunde se va vesti Evanghelia, se va vesti și ceea ce a făcut această femeie. Ce putem învăța de aici? Putem învăța că e ok să faci risipă de dragoste și de apreciere. Domnul Iisus apreciază acest lucru la această femeie și cumva ea, fără să știe, prefigura ceea ce Domnul Iisus avea să facă pentru ea, pentru tine, pentru mine, pentru noi toți. Să facă risipă de dragoste atunci când El s-a jertfit pe cruce. Atunci când noi nu meritam, când noi eram dușmani cu Dumnezeu, pentru că eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și nu există dragoste mai mare, ne spune Biblia, decât ca cineva să-și dea viața pentru dușmanul său. Hristos ne iubește. Cum răspundem noi la dragostea Lui? Dar mai mult decât atât, poate sunt oameni față de care putem să facem risipă de dragoste și de apreciere. Față de care nimeni poate nu-și arată dragostea, nu-și arată aprecierea, cărora nimeni nu le spune o vorbă bună sau nimeni nu le întinde o mână ca să-i ajute. Suntem noi gata să facem acest lucru? Domnul Iisus spunea că ori de câte ori veți face un lucru de genul acesta, veți da un pahar de apă în numele meu, veți face un bine în numele meu celor din jurul vostru, voi mie mi-ați făcut lucrul acesta. Suntem noi gata să facem risipă de dragoste față de cei din jurul nostru? Suntem noi gata să întindem o mână celui care are nevoie de ajutorul nostru? Suntem noi gata să spunem o vorbă de apreciere, un cuvânt bun celui care este dărâmat și are nevoie de încurajare? Suntem noi gata să risipim dragoste așa cum Hristos a risipit dragostea sa față de noi? Nu este o risipă, pentru că ea aduce binecuvântare, dragostea lui Hristos ne-a mișcat sufletele noastre. Dragostea noastră poate să miște sufletele altora. Ce vrei să faci cu dragostea pe care tu ai primit-o de la Dumnezeu? Ești tu un canal al dragostei Lui față de cei din jurul tău? Gândește-te la asta!